Regele Charles al III-lea s-a retras la reședința sa din Sandringham, unde va sta între două ședințe de tratament pentru cancerul diagnosticat la sfârșitul săptămânii trecute. Deoarece imunitatea sa va fi afectată, medicii au cerut să renunțe la aparițiile publice. De altfel, și audiențele săptămânale acordate premierului Sunak se vor ține de acum înainte prin videoconferință. Povara îndatoririlor regale va pica în primul rând pe umerii moștenitorului William, prințul de Wales. După prima ședință de tratament, regele Charles al III-lea și soția lui au părăsit Londra plecând cu elicopterul la domeniul Sandringham din Norfolk. I think the messaging there was really that he might have this cancer, but he is able to go out and about. He then took a helicopter to his country estate, so he's left the specialist teams and hospitals here. They're confident enough to do that. Totuși, suveranul nu va avea apariții publice în următoarele săptămâni sau luni, în funcție de cum răspunde la tratament și cum suportă efectele secundare ale acestuia. The motto is business as usual. The king will continue with his administrative duties. The red boxes will arrive every day that require his attention. Most people with cancer, if it is caught early, they will be able to get the treatments that they need. Usually there's a very good life expectancy to follow, and they should be able to perform the work that they need to perform. What we are not going to see is a monarch out and about shaking hands and throwing himself into crowds and walkabouts and big events, because his doctors say that cannot happen for now. As we saw during the COVID pandemic, the monarchy can quite swiftly adjust to that. Presa britanică amintește că șeful echipei medicale a regelui este, începând din 2022, doctorul Michael Dixon, un adept declarat al terapiilor alternative, cum ar fi plantele și credința. Toamna trecută, Palatul Buckingham s-a văzut nevoit să emită un comunicat în care a subliniat că doctorul Dixon nu crede că homeopatia poate tămădui cancerul, ci că tratamentul convențional poate fi completat cu terapii complementare. Înainte de a părăsi capitala, suveranul s-a întâlnit cu mezinul lui Harry. Acesta s-a grăbit să treacă oceanul ca să-și exprime sprijinul față de tatăl său, pe care nu-l mai văzuse de la încoronare în mai anul trecut. Întâlnirea a fost însă scurtă, de doar 45 de minute. I don't think we should engage in too much magical thinking about this. There are some very, very deep hurts that he has inflicted on the family. Nici măcar normalizarea relațiilor nu pare realistă, din moment ce William n-a fost dornic să-și revadă fratele. Potrivit presei londoneze, Harry a trebuit să înnopteze la hotel pentru că el nu mai are nicio reședință în regat, după ce anul trecut i s-a pus în vedere să evacueze conacul Frogmore.